Vestimentația realizatorului emisiunii Sighetul de azi este asigurată de Magazinul Elit, strada Traian, numărul 29. Magazinul Elit. Aici te întâlnești cu eleganța. Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Sighetul de azi. Emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Sighetul de azi. Emisiunea de care nu te poți lipsi. La TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislo. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Este o zi de joi în care am aflat foarte multe lucruri interesante, dar în emisiunea noastră ne vom ocupa de festivalul de datini și obiceiuri Marmația 2011. O primă emisiune pe această temă, pentru că vor mai fi câteva cu mai mulți invitați de-a lungul timpului, pentru că acest festival, așa cum am discutat la începutul lunii, undeva prin 1 decembrie, se va întinde pe tot parcursul lunii decembrie și se dorește un festival amplu, cu foarte multe evenimente. Despre câteva puncte din acest festival și, de ce nu, despre un istoric al festivalului, vom încerca să vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi cu Vasile Muste, directorul Casei de Cultură. Bună seara și bine ați venit. Și domnul Ioan Tiva, dar directorul Școlii de Artă Gheorghe Chivu. Bună seara. Bună seara. Domnilor, e cred că pentru prima oară când, cel puțin din punctul meu de vedere, din câte știu eu, poate greșesc, se consideră întreaga lună decembrie ca fiind o lună sigheteană, o iarnă sigheteană, cum a fost denumită în comunicatele de presă. Aș vrea să ne spuneți, în primul rând, cum a fost festivalul în urmă cu, nu știu, 10 ediții, ediții pe care eu clar nu le-am prins, dar poate dumneavoastră ați avut contact cu ele. Și cum s-a ajuns, iată, aici la ideea aceasta, aș spune eu, foarte bună, ca întreaga lună decembrie să fie considerată, să spunem, o lună de sărbătoare? Am să încep eu să vă relatez câteva informații despre luna decembrie, iarna sigheteană. Într-adevăr, nu am considerat să fie întreaga iarnă festivalul de datini, ci să avem o iarnă sighetană plină de evenimente culturale. Începem cu 1 decembrie, 2 decembrie, 5 decembrie, Moș Nicolae a fost. Evenimente care, de fapt, au fost mediatizate foarte bine și de TV Sighet și n-am să revin asupra lor, deși unul dintre cele recente a fost săptămâna trecută zilele Ansamblului Mara și ăsta bine mediatizat. O să vorbească colegul meu, Muste, despre acest eveniment. Despre iarna sigheteană am să vă spun câteva cuvinte. A fost gândit în colaborare de o echipă. E vorba de o echipă din primărie, la biroul de strategii și Comisia de Cultură a Consiliului Local, împreună cu directorii celor patru instituții de cultură aparținătoare Consiliului Local, respectiv Școala de Artă, Casa de Cultură, Muzeul Maramureșului și Biblioteca Municipală. Împreună am gândit ca să oferim sighetenilor un altfel, să zicem, de a petrece luna decembrie, o lună care să fie plină de evenimente. Sper pe gustul tuturor. Eu chiar am numărat din ce am oferit până la sfârșitul lunii, din cele 31 de zile ale lunii decembrie, 18 zile sunt cu evenimente importante culturale. Și bineînțeles că finalul lunii va culmina cu festivalul de datin, care va debuta în 17 decembrie, adică relativ recent, imediat, cu concursul de colinde ale copiilor. De data aceasta, așa cum mă întrebați, domnul Paul, cum au fost celelalte ediții ale festivalului, păi eu știu cel puțin trei ediții la care am colaborat din poziția de președinte al Comisiei Cultură. 2008 a fost o ediție jubiliară, 40 de ani, da, împlinea atunci festivalul de datini Marmația.
2009-2010 și uite acum în 2011. Sigur că le rețin sau ți le țin minte și pe celelalte, dar am să las pe domnul Vasile Muste să vă să vorbească despre ele, pentru că el este de mai mult timp la Casa de Cultură director și chiar a fost un organizator în fiecare ediție a festivalului de când este dânsul acolo. Ce pot să vă spun despre celelalte? Am încercat de fiecare dată să înnoim, să aducem câte ceva. Concursul de colinde, ca festivalul să înceapă, a fost o idee mai veche care am luat în 2008 cu copiii. E o idee normală, generoasă, pentru că vorbim de un festival de datini. Dacă vrem ca tradițiile noastre și datinile noastre să perpetueze, trebuie în primul rând să ne adresăm copiilor, ei să fie cei care să le cunoască și să le păstreze în continuare. De aceea va începe și în acest an cu concursul național de colinde, cum e dat asta bună, și nu numai colinde. Am aflat că vor fi și obiceiuri de iarnă prezentate de data asta de mai multe, să zicem așa, ansambluri artistice ale copiilor din țară, din 7 județe, plus și completați de copiii de la școlile din Maramureș. Eu sunt convins că va fi o ediție diferită și frumoasă, pentru că și în conținutul ei a fost regândit, inclusiv în ziua culminantă cu ziua live-ului în 27, a fost gândit altfel ca, într-adevăr, să poată să participe mai mulți dintre sigheteni și dintre turiștii care vin în mod special pentru acest eveniment la Sighetul Marmației, la această frumoasă manifestare culturală și deja bine cunoscută în țară și în străinătate. Chiar. N-aș vrea să depășim momentul în care făceam istoricul și v-aș întreba, domnule director Vasile Muste, dacă vă reamintiți de unde a început festivalul acesta, cum a răsărit ideea privitoare la acest festival. Nu neapărat cine a fost inițiatorul, pentru că sunt mulți ani în urmă și probabil că de-a lungul timpului fiecare și-a arogat acest titlu de inițiator al festivalului, dar totuși de unde a pornit? Cum a venit festivalul ăsta peste noi? A fost de pe dinainte de 89, bănuiesc. Da, desigur, festivalul a început în 1968, eram copil atunci, nu știu foarte multe, dar sunt sigur că sunt oameni în orașul acesta care își amintesc bine, pentru că tot în acel an, 1968, s-a înființat și ansamblul Mara, adică s-a simțit la nivelul partidului care conducea atunci o lipsă a culturii sau cineva de acolo, de undeva, din Comitetul Central sau de unde o fi fost, să fi crezut că este necesar să revigoreze puțin cultura. Și așa s-a întâmplat și la Sighetul Marmației, unde a început festivalul, a avut perioade destul de grele. Festivalul nu s-a numit așa, uneori s-a numit Festivalul Datinilor Laice și așa mai departe, ca și Festivalul de Poezie a purtat de-a lungul vremii tot felul de nume. Aș putea să ajung până în 89. În 89 a fost singurul an în care n-a avut loc acest festival, deci festivalul practic ar trebui să se numească, să fie la ediția 42-a, pentru că în 89 n-a mai avut loc. Sau să considerăm că din 90 a început sub o altă formulă și în altă titulatură, sub un alt regim, sigur, în democrație. Sigur că da, s-a accentuat religios festivalul, așa cum trebuia să aibă, să fie de la început, și a fost altceva. Nu se mai striga pe străzile orașului trăiască Ceaușescu și nu se mai striga trăiască Partidul Comunist, și se striga mai mult pâine și tot ce le trebuia oamenilor atunci și acum. Putem spune că după anul 90 festivalul a avut o tendință de creștere sau de descreștere, sau cum s-a manifestat festivalul din 90 și până în anul 2011, după părerea dumneavoastră? Da, după 90 festivalul a devenit mai puternic. Cu toate că oamenii erau destul de eliberați de tot felul de prejudecăți, festivalul a continuat și foarte mulți ani a mers foarte bine, după ce a venit această perioadă de criză în care oamenii sunt astăzi puși în situații dificile și le este greu. Noi înșine ne este greu să îi privim în ochi, pentru că astăzi, iată, e mai greu să decontezi transportul, e mai greu să vii din Brăila, sunt formații care vin de la sute de kilometri distanță și pierd sărbătorile, își pierd nopțile de sărbătoare aceasta foarte frumoasă, poate cea mai frumoasă sărbătoare creștină
românilor și a tuturor, de fapt. Festivalul este astăzi, încă merge și este un merit al celor care îl organizează, celor care aduc bani pentru o masă. Părerea mea este că tot ceea ce contează în acest festival sau ce contează cel mai mult în acest festival sunt formațiile, sunt oamenii care vin, așa cum am spus, de la sute de kilometri distanță la Sighet, la festivalul pe care îl cunosc așa cum îl cunoaștem și noi. Așa, aveai o completare. Edițiile au fost în sincope pentru că nu fiecare an era la fel de bine asigurat financiar. Deci e vorba, până la urmă, de bugetul festivalului. Atunci când sunt bani și organizatorii sunt cam aceiași, poate cu forțe proaspete care au apărut, inclusiv eu, și încercăm de fiecare dată să facem cât mai bine. Dar totul depinde și foarte bine de bani. Și pe această cale acum, eu cel puțin trebuie neapărat să amintesc și să mulțumesc celor care au făcut eforturi ca acest festival să existe și în această ediție. Ministerul Culturii, Consiliul Județean în mod special pentru acest an, Consiliul Local sunt cei care fac eforturi ca să financeze acest festival. Și asta trebuie spus, că edițiile sunt mai frumoase și mai bune în funcție de banii cu care reușim în fiecare an să ne. Au fost și ediții când au fost organizatorii Radio România. Și bine, atunci erau alte posibilități, era implicat și colegul domnul Todea și au fost ediții frumoase, hai să recunoaștem. Da, acum, dacă tot veni vorba despre asta, știu că domnul Todea a fost la un moment dat și directorul festivalului, da. Și dumneavoastră ați fost director de festival, Bănescă și domnul Muste. În fiecare an exista un om care, să spunem, era calul de bătaie, nu? Nu, încercam să facem prin rotație, pentru că este o responsabilitate și destul de greu și ca să fie mereu același om. Dacă tot am încercat să formăm o echipă cei din cultura sigheteană, ne-am cam rotit sarcinile. În acest an noi chiar l-am propus și l-am rugat un nou colaborator care a apărut în cultura sigheteană, nou director al Clubului Elevilor, domnul Ion Iuga, ca să preia el în acest an, fiind tânăr, cu forțe proaspete, conducerea festivalului. Bineînțeles, se ocupe și de părțile grele, mai ales de finanțare. Da, am înțeles că dânsul momentan este la București, la Ministerul Culturilor și am să rog regia să încercăm să luăm legătura și cu secretarul de stat Vasile Timiș, care înțeleg că a sprijinit festivalul anul acesta împreună cu Un special festivalul copiilor, deci debutul festivalului din 17-18, da? Concursul de colind de comunitate săptămânală a devenit un concurs național cu ajutorul dânsului și o parte din festival. Contribuția cea mai mare, trebuie să o recunoaștem acum, o are Consiliul Județean. Ca efort financiar. Și Consiliul Local, bineînțeles. Când spuneți lucrul acesta, vă referiți la faptul că e la un moment dat un festival județean, dar care se dorește unul național, dar are o finanțare în special de la bugetele județean și local. În anul acesta și în anul trecut cel puțin. Deci la țanii există finanțări importante și de la nivel local și la nivel național. Concret, puteți să ne spuneți ce vor putea urmări sighetenii pe parcursul zilelor următoare, începând cu acest festival cum e datina străbună, care debutează, iată, în zilele următoare, în 17 decembrie. Este un simpozion interesant, tot organizat în cadrul acestui festival, 17 decembrie, da. Un simpozion care deja este minunată vestire, va avea loc la sala Radio Sighet, la orele 11 și în același timp va fi vernisat o expoziție pictură date și obicei forme și culori la Casa de Cultură la orele 13 în acea zi. Deja și această expoziție este deja o tradiție, este organizată tot de Clubul Copiilor, dar participă la această expoziție cu lucrări copii din tot orașul. Urmează în acea zi și lucrul este foarte important, concert de colind de acolo bisericești ortodoxe la Palatul Culturii la orele 15. Deci este o zi plină. Organizator protopopiat ortodox român din Sighetul Marmației. Și partener este dumneavoastră în mod special. Și mă rog, TV Sighet și Sighet FM, nu eu. Asta direct, îmi spune, spune regia pe domnul Vasile Timiș, ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Culturilor. Bună seara, domnule ministru, dacă ne auziți. Bună seara, bună seara, vă aud și vă mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru emisiune. Domnule Vasile Timiș, cum reușește anul acesta ministerul în care sunteți și dumneavoastră să sprijine acest festival, iată, care devine la această ediție cu numărul 43 un festival aproape național?
Da, este un festival față de care eu am un respect deosebit și un respect oarecum particular, pentru că de peste 20 de ani, chiar mai mult, de aproximativ 25 de ani, vin acolo la mai multe activități. Am venit din Maramureș, din Borșa, și mi-aduc aminte că am venit în perioada liceului și mult mai târziu, iar acum, desigur, ne implicăm și într-un mod mai punctual, în sensul că în urma solicitării primăriei, a domnului primar și a colaboratorilor dumneiei în zona culturii, a solicitării domnului Bârle, a solicitării domnului Iuga, Ministerul va susține financiar, documentația este deja derulată, va susține financiar organizarea acestui festival, alături de Consiliul Județean, alături de implicarea, în primul rând, a primăriei și a dumneavoastră, a tuturor sighetenilor. Mai mult decât atât, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național susține festivalul și prin strategiile Ministerului, prin proiectele pe care le derulează Ministerul, și am bucuria să vă spun, chiar în aceste momente, încă suntem într-o fază de discuție, de încheiere pentru ziua de azi, a întâlnirii colegilor noștri care se ocupă de patrimoniu imaterial, de zona de colinde, de tradiții, de obiceiuri, cu membrii Comisiei Naționale a Turciei, pentru că este la nivel de UNESCO, dacă vreți, adoptat o anumită tactică, o anumită strategie, ca anumite elemente de patrimoniu, de datin, de obiceiuri, să aibă loc o aplecare mai mare a specialiștilor asupra lor, pentru că ele sunt, pe de o parte, factor de prezentare și de asumare unei identități naționale, pe de altă parte, sunt și un factor care constituie un factor care dă o anumită coeziune socială în zilele noastre. Când vorbim de datini și de obiceiuri, nu vorbim doar de prezent, vorbim de trecut și de prezent, dar nici doar de trecut. Și cred că sunteți și dumneavoastră de acord că dacă ne ducem la festivalul de la Sighet, nu trăim doar în trecut, trăim în prezent și ne asumăm responsabilitățile pe care le avem față de patrimoniu în ansamblu și față de patrimoniu spiritual și imaterial în special, de responsabilitățile pe care le avem pentru urmașii noștri, pentru generațiile viitoare. Am fost la cea de a șasea întrunire UNESCO, o întrunire interguvernamentală în zona patrimoniului material la Bali, în Indonezia, săptămânile trecute, și am rămas extrem de surprins cum din toate țările, din toată lumea, se lucrează pe zona aceasta a înscrierii cât mai multor obiceiuri și tradiții în patrimoniu mondial. De aceea noi ne-am gândit la pelerinajele românești, am și lucrat deja pe unele dintre pelerinajele din România și trebuie să vă spun cu plăcere și pe cel de la Moisei din Maramureș și pe alte obiceiuri și tradiții. Anul trecut am trimis ceramica de Hurezu, dosarul de candidatură spre UNESCO. Sigur, acum nu fac o listă, nu ne permite timpul, vreau doar atâta să vă spun că este o bucurie pentru noi ceea ce faceți dumneavoastră acolo și faptul că ne putem implica. E adevărat, e o perioadă de încercări, dar sunt de felicitat toți cei de la Sighet și toți cei care vă implicați în susținerea acestui festival. Însă și misiunea dumneavoastră este o formă de susținere, pentru că nu faceți doar o simplă informare asupra ceea ce se întâmplă acolo, ci e mai mult decât atât o asumare a festivalului, o promovare a lui, și de aceea vă mulțumesc foarte, foarte mult într-un mod foarte responsabil. Vă mulțumim și noi pentru intervenție, să sperăm că și pe viitor festivalul va avea sprijin din partea Ministerului. Dar cred că mă cunoașteți, unii de acolo mă cunosc, poate și dumneavoastră. Eu nu vorbesc în zadar, în general îmi place să fac proiectele și când sunt duse la îndeplinire, atunci să vorbim despre ele. Mai avem câteva planuri pe viitor. Știu că cei din zona comunității locale, primăria, parlamentarii din zonă s-au gândit și la o colaborare oarecum și cu Ministerul Turismului. Sper pe viitor să ne iasă acest proiect, dar este un proiect de viitor. Încă o dată vă mulțumesc pentru ceea ce face și dacă îmi permite, sigur, aproximativ 30 de secunde să vă mai prezint un lucru foarte pe scurt care ține de demnitatea noastră, de demnitatea națională. Astăzi a fost inaugurată Biblioteca Națională a României, cu un sediu cu totul aparte, este o clădire cu totul aparte care va oferi servicii cu totul aparte pentru cei interesați. Este a doua clădire, după știința mea, ca și spațiu, după Palatul Parlamentului, aproximativ 115.000 de metri pătrați, se întinde pe 5 hectare la subsol, o investiție care a costat aproximativ 103 milioane de euro fără TVA, realizată în termen, începută în 2009 în martie și terminată în noiembrie 2011. Iată că se pot face lucruri bune și uneori sintagma că este greu, că nu se poate,
poate fi învinsă și putem da exemple concrete. Vă mulțumesc mult pentru... Să sperăm că va exista și acest program Crăciun în Maramureș, dus în localitatea Sighet și prin localitatea Sighet. Cât ține de noi toți ne implicăm și ca români și ca maramureșeni și de aceea încă o dată felicitările noastre și aprecierile noastre pentru tot ceea ce faceți. Doamne ajută tuturor celor care ne urmăresc. Bun, vă mulțumesc pentru intervenție. Așadar, înțeleg că aveți suportul total al tuturor factorilor, atât local cât și... E mai mare entuziasm decât suportul, dar oricum e bine. E bine pentru că suportul simți atunci când, într-adevăr, sunt bani suficienți. Pentru ceea ce dorim și am dorit să-l dezvoltăm, niciodată nu sunt suficienți, pentru că am vrea să putem face mai mult. Oricum, va fi un an deosebit, totuși, am să punctez pe scurt ca să poată să vorbească și colegul meu, care are multe să vă spună despre evenimentele care mai urmează. Nu am să le spun pe fiecare, în fiecare zi, dar vă spun, există venisaje de expoziții mai multe și în 19 și în 20, în 18, am spus, concursul de colinde și ce am vrut să remarc, festivalul a fost tot timpul național, să știți, n-a fost numai județean, totdeauna vă spune și colegul, au fost participări din toată țara, din toate județele țării, aproape toate județele țării au trecut într-un fel sau altul prin festivalul de Datin de la Sighetul Marmației și în unul din ea a fost chiar internațional, cu participări din Ucraina sau din alte zone ale românilor din jurul țării. Prin diaspora. În 21, în 23, 25, 26 sunt concerte de colinde susținute de instituții de cultură, de biserici și în mod special o să remarc unul dintre ale ansamblului Mara este la Centrul de Reabilitare și Recuperare a Persoanelor cu Handicap din Sighetul Marmației. Urmă, în 27, în mod special, ziua cea mare a festivalului va debuta cu Târgul Meșterilor Popular organizat de Școala de Artă Gheorghe Chivu, venisaje de expoziții, primirea plugușorului la scenă deschisă fața primăriei și alaiul cu spectacolul în aer liber care va avea, mai aflat mai recent, eu nu l-am în program, deși acum dumneavoastră mi-a spus și cu surprize, nu? E care o să susțineți. Da, despre surprize și celelalte lucruri vorbim după o scurtă pauză de publicitate, da, că ne presează timpul. Sigur că da. Bun. Publicitate. Metal Convex Prod Casa Roșie din Sighetul Marmației comercializează la cele mai bune prețuri produse de calitate pentru instalații termice și sanitare. Promoția lunii octombrie la Casa Roșie, centrală Bosch la doar 2350 lei. La achiziționarea unei centrale ProTerm primești un termostat cadou. Cazan Atmos cu motofierăstrău cadou. Vă așteptăm la Metal Convex Prod Casa Roșie să descoperiți promoțiile lunare. Bioactiv stă la dispoziția pacienților și clienților cu medicamente, produse cosmetice profesionale și produse farmaceutice la cele mai mici prețuri. Numai la Bioactiv găsiți cosmetice de excepție în laboratoarele germane și elvețiene. Cremă cu acid hialuronic și minerale marine, mască de față regeneratoare cu aur, complex antirit cu proteine din perle, complex bioactiv de regenerare a tenului, tratamente antirid ultra-efect cu laboină. Un produs cosmetic de calitate, un cadou apreciat în orice ocazie. Solicitați cardul client special. Posesorii cardului beneficiază de reduceri de până la 10% la toate produsele cumpărate la Bioactiv. Plast SA comercializează prin magazinul Nova mop bumbac 180 grame la 1,75 lei, mop sintetic la 2,10 lei, set 18 piese pentru masă ceramică la 63 lei, uscător pliant pentru rufe la 37 lei, vas pentru saramură 70 litri 33 lei, set găleată 12 litri cu storcător, mop 140 grame cu coadă metalică 9,5 lei. Pentru cumpărături mai mari de 1000 de lei se acordă discounturi suplimentare. Magazin Nova, garantat cele mai bune prețuri din oraș, pe strada Avramian cu numărul 20. Cu toții ne dorim un oraș curat, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fim cetățeni responsabili. În municipiul Sighetul Marmației există zone în care se depozitează necontrolat gunoaiele. Haideți să punem capăt murdăririi orașului nostru.
Societatea comercială Herodot Group garantează cetățenilor care încheie contracte de salubrizare colectarea gunoiului menajer zilnic la blocuri și săptămânal la case. Societatea comercială Herodot Group garantează colectarea gunoiului menajer de la cetățenii care au contracte de salubrizare. Acestea se pot încheia la camera 11 din cadrul primăriei Sighet. Telefon 0262 310252. Haideți să fim cetățeni responsabili și să punem capăt murdăririi municipiului Sighetul Marmației. Campanie inițiată de Herodot Group și sprijinită de TV Sighet și Sighet FM. Unde mergem să mâncăm? La restaurant Casa Veche. Acolo găsim bufetul cu salate proaspete, sandvișuri, pizza și un meniu bogat, unde poți alege mâncarea preferată indiferent de gustul tău. Aici poți să organizezi evenimente speciale, zile de naștere, majorate, nunți, botezuri, iar bucătarul șef te așteaptă în fiecare sâmbătă seara cu meniuri speciale din bucătăria românească și orientală. Iar dacă dorești să-ți organizezi un eveniment acasă, noi ne deplasăm și ți organizăm o petrecere de neuitat. Casa Veche. Alegerea dumneavoastră perfectă. Despre a 43-a ediție a festivalului de datin și obiceiuri Marmația vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Domnule director Vasile Musute, v-aș întreba cine vor fi, să spunem, invitații atât de onoare, cât și invitații în general din cadrul ediției din acest an. La fiecare ediție au venit invitați din județe, aș putea să le menționez pe câteva care sunt statornice, prietene ale acestui festival. E vorba de Botoșani, e vorba de județul Neamț, e vorba de județul Sibiu. Toate acestea vin aproape în fiecare an și mai ales în ultima vreme la festivalul de la Sighet. Pe lângă aceste județe vin formații din Satu Mare, din Bistrița, din Sălaj, cele din apropierea Maramureșului, dar și un număr de aproape 40 de formații din Maramureș, care cuprind toată zona, fie de dincoace de Gutin, fie de dincolo, din Țara Lăpușului sau din Codru. Sunt formații care însumează aproximativ 30 de participanți, 35, cam acesta e numărul fiecăruia, prezent aici la Sighetul Marmației în data de 27, când are loc alaiu și spectacolul de gală. Există invitați, să spunem, mai special, veniți din alte zone față de alți ani? Nu cred. Adică sunt invitați din zona Maramureșului toate formațiile valoroase. Trierea aceasta s-a făcut cu vreme în urmă și cei care vin aici sunt într-adevăr formații complete, știu ceea ce au de spus și o spun cu talent și cu dăruire fiecare dintre ei. Spuneați despre prezența în cadrul festivalului a românilor din dreapta Tisei, celor care locuiesc în Ucraina. Anul acesta vin și ei. În general, cum îi primim ca și români și sigheteni în același timp? Da, sunt prezenți în fiecare an aici. Sunt oameni care își doresc să fie aici aproape de noi, de români. Mi-amintesc că în 1989, la Revoluție, cei din dreapta Tisei au venit până la Tisa și i-au colindat. Era prima ediție, de fapt, în care ei participau, pentru că nu aveau voie să participe înainte de 89, dar în 89 festivalul acela s-a ținut doar datorită faptului că cei din dreapta Tisei au venit să-i colinde pe cei din stânga Tisei. Au fost atunci mulți oameni pe lângă Tisa, ascultându-i pe cei din dreapta Tisei. Deci ediția aceea din anul acela se poate considera ediție prin acest fapt extraordinar al românilor din dreapta Tisei. A înghețat Tisa, putem spune, în anul acela și colindele s-au auzit de o parte și de alta a râului. Da, poate că ar fi bine să vă spun o colindă extraordinară, unui om extraordinar. El se numește Ion Zubașcu, probabil n-ați mai auzit-o, nu s-a mai auzit niciodată.
el o explică într-un anume fel. De zeci de ani de când cânt această colindă, m-am întrebat ce-i marea cea mare într-o cântare de Crăciun în Munții Maramureșului. Târziu de tot, mi-am amintit că din geologie, că Podișul Transilvaniei în realitatea peristorică, fostul fund al mării panonice și versul acestei colinzi vin de pe vremurile când valurile înalte ale mării secate băteau în vârfurile vulcanilor numiți Țibleș, Gutâi, Oaș, stinși și ei acum. Omul acela pământean din Maramure stătea cu picioarele în apa mării și colinda de sărbători într-o limbă pe care o înțeleg la fel de bine și eu când cânt cu sufletul meu de azi. Dar iată această colindă, foarte scurtă. Vine marea cât de mare, dar de mare în margini n-are, dar marea ce ne adună, tăt ne adună un bou ursur cu coarnele de daor, dar în corniță ce ne aduce, legănaș de păltinaș, dar în leagă în cine-i culcat, un prunc mic înfășat cu fâșie de mătasă de la doamna împărăteasă. Acesta este Ion Zubaș, cu cel care s-a stins anul acesta, un poet excepțional al Maramureșului. Frumos, și mi-aduce aminte puțin de festivalul de poezie organizat în fiecare an de dumneavoastră împreună cu colegii dumneavoastră în Sighetul Marmației. Am putea spune că tot veni vorba acum despre mai multe festivaluri și despre evenimentele culturale din cadrul unui an. Am putea spune că Sighetul are în fiecare lună câte un eveniment sau mai multe culturale? Da, sigur are. Doar cei care nu cunosc cultura pot face afirmații de genul că acolo nu se întâmplă în fiecare zi, nici nu se poate întâmpla în fiecare zi. Sunt tot felul de cursuri la aceste instituții, sunt tot felul de expoziții, de lansări, care nu se fac neapărat publice, nu trebuie neapărat să mergem la televiziuni și la radiouri să le spunem, să le vorbim despre expoziția cuiva. Și promovarea e importantă la un moment dat, ca să știe că ai o activitate. Sigur că este importantă, dar să lansezi o carte a unui, fiu eu, tânăr sau mare importanță, unui scriitor care nu înseamnă foarte mult în literatura română, nu trebuie să faci gestul acesta. Adică eu lansez, bineînțeles, cartea, dar cu oarecare reticență, pentru că dacă nu există valoare acolo, nu poți lansa maculatură pe posturile de radio și televiziune. Este destulă. Ar fi teribil de cumplit să facem și noi, adică și cei care se ocupă de cultură să facă asta, să promoveze lipsa de talent, să promoveze toate formele acestea de subcultură și de nonsens, practic, care se vor stinge încet, încet. După părerea dumneavoastră, ar fi nevoie în Sighetul Marmației de un, hai să spunem, centru cultural de sine stătător, care să înglobeze, știu eu, mai multe instituții de cultură din Sighet și care să fie la un moment dat locul în care să te duci și să poți să mergi la o expoziție, la o lansare de carte, să vezi un film sau să mergi la o bibliotecă? Eu cred că nu. Pentru că fiecare instituție are personalitatea ei. Dacă astăzi aș chema la Sighetul Marmației centru cultural, nu știu cum s-ar numi, n-are importanță, ar chema la Sighetul Marmației scriitorii din România, din pretutindeni acestei țări, eu cred că n-ar veni, pentru că n-ar ști la ce vin și nu și-ar mai da seama despre ce-i vorba. Ori, aceste instituții, mici cât sunt ele și sunt suficiente, nu au nevoie de un conducător. Ar fi absurd să... Nu m-am referit la un conducător, m-am referit la o instituție, la un loc în care să fie toate aceste instituții cumulate. Am dezbătut acest subiect la început de an, se pare că o să-l închidem la sfârșit de an. Și eu consider că nu e nevoie, pentru că cele patru instituții care există și sunt de sine stătătoare, emblematice, fiecare în felul ei, și participă la educația, și asta e rostul de bază al lor, informală și non-formală, a celor care participă la actul cultural. De aceea spunea și colegul, nu orice eveniment care se întâmplă la Școala de Artă sau la Casa de Cultură este un eveniment extraordinar de important. Este important pentru că el sensibilizează și participă la educația, repet, non-formală și informală, a tuturor celor care există, într-adevăr, o viață culturală continuă în aceste în sine, poate că ar face mai mult rău decât bine, pentru că avem fiecare specificul său. De exemplu, Școala de Artă lucrează asemănător cu învățământul formal, cu clase, cu profesori, cu elevi. Casa de Cultură are specific cu ei, cu instructori, cu cursuri de specialitate în diverse domenii. La mea se adresează inclusiv în zona de a
dacă vreți, această reconversie socială prin cursurile care le promovează și actele artistice care le promovează. La fel. Muzeul în sine este o școală. Nu m-am referit neapărat m-am referit la o instituție, la o clădire care să înglobeze toate aceste instituții, să aibă, să spunem, un nucleu. Clădirea există, în afară de muzeu suntem toate trei, cele 303 dintre ele suntem într-o singură clădire, într-adevăr, care acum este, să zicem... Clădirea există momentan. Păi aici vreau să ajung într-o formă sau alta și să vă întreb dacă nu v-ați gândit pentru un plan în viitor să mutați toate aceste instituții de cultură într-o clădire pe care să noi nu, gestiona se pare comun că se și să fie în domeniul public și a primăriei și a Consiliului Local. Eu personal nu m-am gândit, eu cred că putem coexista acolo, sper să putem rezista în continuare în formula în care suntem, dar se gândesc alții, probabil pentru un alt centru, și există, bine, acum în perspectivă, poate că ar fi bine să ne modernizăm cumva sau să avem un alt spațiu, dar spațiul care avem ar fi destul de bun pentru ce. Adică dacă sunteți într-un spațiu în care probabil plătiți chirie, nu puteți realiza investiții fără acordul proprietarului. Or, poate la un moment dat se impună niște investiții, niște săli amenajate sub o altă formă. În sensul acesta, sigur că, dar ar fi nevoie, într-adevăr, să putem fi de sine stătători, să nu depindem de un proprietar, să ne putem dezvolta, moderniza, așa cum este normal de altfel. Sigur că ar fi bine, dar vom discuta în timp, când un an greu de altfel financiar, dacă am face o evaluare și ne-am prezentat niște rapoarte de activitate, ați vedea că a fost chiar un an plin de activități culturale la care și dumneavoastră ați participat și pentru Sighetul Marmației zic că am reușit să facem un an deosebit sub aspect cultural și nu numai noi, pentru că s-au implicat în același timp instituții de învățământ, ONG-uri, care poate că văzând că se mișcă ceva, au simțit și nevoia să se exprime, să colaboreze. Pentru anul se anunță iarăși un calendar interesant de activități. Noi împreună am centralizat pe toți cei care doresc să susțină activități culturale deosebite în anul care urmează. Va veni timpul și lor să într-o altă emisiune la anul să vă spunem cam la ce s-au gândit cei care doresc să promoveze acte de cultură interesante și importante în Sighetul Marmației. Eu zic că totuși am reușit, sigur sunt subiectiv, pentru că sunt unul dintre organizatori, se poate și mai bine, dar ca și cantitate, dacă nu ca și calitate, anul acesta a fost un an plin de activități culturale, inclusiv zilele sportului și culturii sighetene la care ați participat, festivaluri, expoziții, în mai multe centre, nu numai în instituție cultură, la muzeu, la Casa de Cultură, la Școala de Artă, la sala radio, cum se spune, la școlile din Sighetul Marmației, la ONG-uri, la George Enescu. Dacă facem o evaluare, o să vedeți că chiar am avut un an interesant și destul de bogat în activități culturale. Și eu mă bucur și felicit pe toți cei care s-au străduit să organizeze activități culturale. Sigur, așteptăm oricând sugestii, colaboratori, oameni care pot să ne învețe să facem lucrurile mai frumoase. Că, sigur, e tot timpul nevoie de înnoire. Domnule Vasile Mustă, sunteți de acord cu interlocutorul? Parțial. E foarte greșit să aștept sugestii de la diletanți, de la cei care n-au prea multe legături cu cultura. Și dacă vorbim despre un sediu, palatul acela este un sediu absolut extraordinar. Și vreau să vă spun că, de fapt, există încă o luptă, o bătălie care nu s-a încheiat. Așa că s-ar putea să nu avem nevoie de un alt sediu. Da, în caz contrar... Caz contrar, desigur, dar nu văd ce preț extraordinar s-ar pune astăzi pe realizarea acestui lucru. Nu-mi dau seama cât ar dura, câți ani ar dura pentru că o astfel de instituție care să include și Muzeul Maramureșului și celelalte ar trebui să fie... A fost și cinematograful Mara, de exemplu, am dat o instituție de cultură pentru că lumea mergea la cinema, nu? Și vedea diverse filme care poate chiar culturalizau într-o formă da, sau alta. El nu mai există. S-au făcut proiecte, știu că au existat câteva proiecte, nu... Poate că și din prețul acesta puțin pus pe cultură, nu vorbesc de cei din Sighe sau din Maramure și pe nivel național este mic. Prețul pus pe cultură este astăzi
Asta e realitatea. Vorbeați dumneavoastră că tot veni vorba acum de cultură și știu că aveți sala aceea, studio, cum îi spune ei, Neauș în Popor sau Viorel Costin mai nou. După părerea dumneavoastră, acea sală a fost pe parcursul anului gazda unor evenimente importante și dese sau, mă rog, este o sală în care nu se întâmplă lucruri din anumite motive? Se întâmplă lucruri în sala aceea, dar se întâmplă mai ales în perioada verii, a primăverii și a toamnei. Sala aceea n-a fost, nu știu cine a construit-o, tot prin anii 60 s-a făcut. A fost făcută, cred că, pentru ședințele partidului de pe vremea aceea și n-are niciun fel de acustică, n-are, e un fel de sală moartă. Sigur că am întreținut-o cât s-a putut de mult. Acum se pare că există un proiect, adică proiectul există și este și aprobat, dar banii pentru execuție încă n-au venit. Așteptăm să vedem dacă se vor face aceste lucruri. Există, din câte știu, chiar la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, proiecte pentru sălile de spectacol din țară. Dacă vom fi cuprinși în aceste programe, atunci lucrurile vor merge bine și sala va fi funcțională inclusiv pe perioada de iarnă. Sighetul Marmației este un oraș în care, știți foarte bine și dumneavoastră, sunt oameni care vin doar la anumite manifestări. Ori au existat piese de teatru care au venit aici, au fost actori și la Teatrul Național, iar în sală nu vin mai mult de 300 de oameni. Sala are 600 de locuri. Unii nu vin deloc pentru 300 de spectatori. Există formații de... De ce ar fi nevoie, după părerea noastră, pentru a mobiliza și a dinamiza această sală de spectacole? Pe lângă banii care, sigur, se așteaptă de la minister. De asta ar fi nevoie înainte de toate. De o economie care să meargă bine și să aibă oamenii în buzunarul lor atâta cât să-și poată permite o piesă de teatru, un concert sau un spectacol de muzică, sigur, de poezie. Sigur, trebuie să existe și oameni care să vină să realizeze acele spectacole. Trebuie să existe, eu spun cu părere de rău, mai spus-o și mai demult, în 89, un director de aici, din Sighetul Marmației, consternat că la festival de poezie în sala George Enescu nu erau decât 100 de oameni, îi spunea lui Laurențiu Uluș: domnule, dar ce se întâmplă în orașul acesta? Unde sunt oamenii de cultură? Și atunci Laurențiu Uluș, care nu era încă președinte al Uniunii Scriitorilor, a spus: atâția suntem, domnule. Asta e realitatea. Până în 89, aia nu era realitatea, era altceva. În 89, adică în 90, la prima ediție a festivalului s-a spus: atâția suntem. Și trebuie să înțelegem că numărul oamenilor aplicați înspre cultură este limitat. Constantin Noica spunea: mai bine e să îi lăsăm pe oameni să meargă în sport, dacă nu se pricep la cultură, să meargă în sport sau să meargă oriunde altundeva. Nu trebuie să-i silim să accepte cultura. Asta e o opțiune a fiecărui om. Sunt convins, în schimb, că anul acesta vor fi foarte, foarte mulți sigheteni care vor participa și se vor implica, nu numai sigheteni, ci și din alte localități, moroșeni de-ai noștri, în acest festival. Ce ne așteaptă pe 27 decembrie, domnule Vasile Ioan Tivadar? O ca noutate, chiar o spuneam înainte de publicitate, că sunt și câteva, să zicem, modificări, eu zic surprize bune, plăcute, în sensul că am renunțat la spectacol în fața unei tribune și alaiul se va desfășura altfel de data aceasta, cu o oprire în față la primărie, în fața unui podium în care va fi primit alaiul de către oficialitățile locale și nu numai, și invitații lor, urmând ca alaiul să se deplaseze normal, evoluând artistic în fața spectatorilor până pe platoul de la Urtea Veche, unde va fi amenajată o scenă profesională, cu dotări, în aer liber, și unde va avea loc spectacolul care de altfel avea loc după alaie la sala studio. Și vom încerca de data asta spectacolul în aer liber, care va fi urmat și de niște invitați surpriză. Am înțeles că va fi și trupa, știre de ultimă oră, o spuneți dumneavoastră. Da, avem o știre de ultimă oră pe care o citesc de pe site-ul maramedia.ro, și anume artistul Ducu Berzi și trupa Accent vor concerta pe 27 decembrie la Festivalul de Dat din Șobiceu de Armă Marmația 2011, pe această scenă.
Eu zic că e o veste bună și probabil că mulți dintre sigheteni se vor bucura. Cred că e pentru prima oară când a mai cântat Hrușcă în urmă cu ceva timp. Nu, și Ducu Berții și Nația Sus. Da. La, în ediția 40, Jubilean a fost invitat pe scenă deschisă, atunci spectacolul s-a susținut nu în ziua alaiului, ci în ziua următoare, în 28 decembrie. Și fiind ediția specială, a fost și foc de artificii, da? Da. Și a fost spectacolul pe scenă aer liber, dar undeva în intersecția de la Dallas, spre strada Bogdan Vodă, strada Unirii. A fost 2 ani la rând, într-adevăr, cu scenă. Pe urmă, a urmat exact anul de austeritate, criza anunțată care ne-a lovit și pe noi și a fost chiar un an greu anul trecut, când chiar nu credeam că mai facem ediția 42-a festivalului. Am reușit să o facem cu participare frumoasă, aceiași organizatori implicați, din câte știu. Deci, a fost peste 1000 de participanți și anul trecut în alai. Să înțeleg că ceea ce declară aici viceprimarul Ovidiu Nemeș, anul acesta ne-am mobilizat și am pregătit 2 surprize frumoase sighetenilor și tuturor participanților. Astfel, pe scena festivalului de anul acesta vor urca binecunoscutul și îndrăgitul artist sighetean Ducu Berții și apreciata trupă Accent. Sper ca prin intermediul acestor 2 nume mari ale muzicii românești să atingem sufletele sighetenilor de toate vârstele și să simțim cu toții că e Crăciunul. E un lucru adevărat, adică chiar s-a mobilizat lumea anul acesta. Da, uite, eu cu conducerea primăriei și vedeți, e chiar de ultima oră, pentru că în ultima discuție a comandamentului festivalului încă nu știam cine vor fi invitați sau dacă vom avea ceva invitat special. S-a propus chestia, s-a propus-o chiar domnul viceprimar. Se pare că a reușit să și aducă o trupă, eu să zic, bună, care e bine cotată, da? În țară și nu numai, inclusiv sigheteanul Ducu Berții, care ar fi foarte bine să vină Andean să ne colinde, pentru că este de-al nostru de aici. Domnule Vasile Muste, o telespectatoare ne scrie, doamna Ileana Moiș: Doamne, mă sperie ideea de a îndrepta oamenii spre sport. Cultura e tangentă cu toate domeniile, trebuie doar să știi cum să atragi oamenii. Putem folosi cultura ca instrument și metodă de a cultiva oamenii. Așadar, nu toată lumea e. Dacă sportul e un dezastru, atunci e adevărat ceea ce spune. Acum o să ne scrie cei care iubesc sportul și probabil că n-o să ieșim din această dilemă, pentru că ne apropiem de final. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Am înțeles, domnule Vasile Muste, că în sfârșit a ieșit și cartea Împăcării cu iarba, o carte pe care ne-ați adus-o astăzi în cadrul emisiunii și am să rog regia să ne-o și arate. Am adus-o să vă dăruiesc dumneavoastră. Este o carte care este o antologie, de fapt. Probabil întâia și ultima antologie. Ar mai trebui să mai am încă vreo 50 de ani să urmeze o a doua antologie. Aceasta este cam aproape tot ce am avut de spus în poezia românească. Dar asta nu înseamnă că vă opriți aici, bănuiesc. Da, nu mă opresc. Vă mulțumim foarte mult și pentru acest cadou. Despre festivalul de datin și obiceiuri Marmația 2011 vom mai vorbi pe parcursul decembrie, pentru că sigur vor mai fi câteva surprize și vor exista poziții din partea mai multor, hai să spunem, participanți. Organizatori. Și organizatori în cadrul festivalului. Îl vom aștepta și pe directorul festivalului, domnul Ioan Iuga, care am înțeles că este pe drum și încă... Da, în final am vrea și noi să spunem ceva sighetenilor, domnul, că urmează sărbătorile de iarnă, am să încep eu. Sunt convins că o să ne mai revedem în alte emisiuni, dar nu despre festival, despre alte activități culturale. Consider că, într-adevăr, ca și doamna Moiș, că spre cultura trebuie să tindă toți românii, pentru că este singura care ne poate salva. Eu sunt convins că și din criza economică, dacă am avea mult mai multă cultură, am ieșit mult mai repede. Și eu sunt unul din cei care o să încerc să promovez, adică voi trei tendința de a deveni mai bun prin cultură. Și am să le urez sighetenilor în mod special un Crăciun creștinesc cu multă dragoste și păsare unul de altul, cu iubire, pentru că așa știm noi să facem Crăciunul în Maramureș. Doar o singură remarcă, ceea ce am spus acolo despre cultură și sport, n-am spus-o eu, a spus-o Constantin Noica. Lui nu-i se mai poate reproșa astăzi nimic, mie da. Sărbători fericite! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. O vedeți în reluare începând cu ora 22. Rămâneți cu programele TV Sighet. Nu uitați, știrile continuă pe maramedia.ro. O seară frumoasă, la revedere!
Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Sighetul de azi. Emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Sighetul de azi. Emisiunea de care nu te poți lipsi. La TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Vestimentația realizatorului emisiunii Sighetul de azi este asigurată de Magazinul Elit. Strada Traian, numărul 29. Magazinul Elit. Aici te întâlnești cu eleganța. Viața din casa ta depinde și de mobila care te înconjoară. Firma Vârsteana Serv vine în întâmpinarea dorinței dumneavoastră de inovare cu tapiserii în diferite culori și combinații care oferă căminului o ambianță plăcută și armonioasă. Mobilierul clasic din lemn masiv, dormitoare, sufragerii, bucătării care se îmbină armonios cu modernul. Indiferent de stilul pe care doriți să-l adoptați, produsele pe care le găsiți în magazinele Vârsteana vă fac alegerea mai ușoară. Suntem deschiși la orice sugestie venită din partea clienților. Mulțumim tuturor clienților noștri pentru alegerea făcută. Vârsteana, cu noi viitorul sună bine! Complexul Emanuel te invită să descoperi universul mobilei la expoziția cu vânzare aflată la etajul magazinului. La noi găsești o gamă variată de dormitoare, sufragerii, bucătării, mobilă pentru tineret, colțare, canapele, fotolii, scaune, într-o paletă largă de culori și modele. Lucrăm cu furnizori care au ca principală grijă satisfacerea clienților noștri. Calitatea produselor va răspunde exigențelor tale. Plata se face în rate direct în magazin. De transport ne ocupăm noi. Complex Emanuel. Descoperă ce îți dorești. Un bar dedicat sportivilor și microbiștilor. Arena Sport Bar. Savurând o bere rece pentru a sărbători evenimentele sportive din viața ta, la Arena Sport Bar poți viziona cele mai importante meciuri de pe Mapamond. Fotbal, handbal, tenis, basket, Formula 1, orice competiție sportivă este la ea acasă doar la Arena Sport Bar. Te așteptăm în cartierul Unirii, numărul 60, vis-a-vis de Piața Rușilor. Dacă vrei să ai o viață sănătoasă, consumă zilnic legume și fructe din magazinele noastre. Acum, în prag de sărbători, Chimar vă așteaptă în centrul orașului, la fostul magazin Pătrunjel și în Cuza Vodă, la magazin alimentar tip Economat, cu o gamă variată de fructe și legume proaspete, murături asortate și multe alte produse de calitate. Chimar vă urează tuturor sărbători fericite!